Ne-a oprit, a încheiat un campionat, un nou meci, poate victorie pentru Cugir, unul de vacanță, dar nu contează chiar așa de mult, decât prin faptul că la o victorie puteam prinde locul 2. Da, depindeam de alte rezultate, nu știam ce rezultate. Eu zic că puteam să câștigăm meciul de astăzi, dar, așa cum ai spus, a fost un meci de vacanță. Ce să mai... Se pare că egalurile în play-off-ul ăsta ne-au urmărit meci de meci. Dar eu zic că, în linie, felul în care am început aici la Cugir, eu pot să spun că îți mulțumim. Rămânem cu regretul că nu am reușit să rămânem acolo sus pe primul loc. Că până la urmă locul întâi contează. Locul 2, 3, tata aia nu se premiază. Bine, locul întâi. De nou promovată, ultima treaptă a podiumului, dar totuși regretul major că puteam fi în luptă directă pentru promovare până în ultima etapă. Păi am fost, băieții, cum să spun eu, au jucat datorită lor. Am ajuns acolo să ne batem pentru locul întâi. Rămânem, am spus cu regretul, că nu am reușit. Știi cum îmi zice fotbal, că puteam, nu, se pare că atât am putut. Explicațiile căderii din play-off totuși. Nu neapărat căderi, știi cum e, echipele cu care am jucat nu aveau nimic de pierdut, noi am avut o presiune în plus, am mai spus-o, se pare că nu am reușit să facem față acestei presiuni. Începând de la mine până la ei, bineînțeles, niciodată v-am zis că nu spune problema numai jucătorii. Eu i-am antrenat, eu i-am condus până aici, eu am mers cu ei până la final, atât am putut. Ăștia am tras linie, locul 3, acum rămâne să vedem dacă lumea e mulțumită sau nu. Dumneavoastră personal ați continuat la Cugir munca. Eu știu că există opțiunea conducerii spre o negociere cu dumneavoastră. Nu asta cam care ați fi dumneavoastră de vedere vis-a-vis de continuitate, de campionat de viitor, de strategie, de metalogistul Cugir, de fapt. De metalogistul Cugir, da. Nu știu să vă răspund acum, pentru că nu m-am spus. Să termină, stau de vorbă cu conducerea, vedem. N-aș vrea să vă dau un răspuns acum care... Păi dacă întâi e discut cu ei, întâi discut cu ei și după aia o să vă spun și vă răspund. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce șanse sunt să continuați la Cugir? Ți-am zis, după ce discut cu ei, o să-ți dau răspuns. Haide că vă mai pun o întrebare legată de Teban. Două goluri marcate astăzi, va arunca mănușa pentru faptul că n-a prea jucat în ultima perioadă. Nu neapărat. Un jucător tânăr. Mă bucur că a dat două goluri. Mai are mult de muncă, mai are în primul rând să, cum să spun eu, să joace cu capul, nu neapărat cu fizicul. A făcut și multe greșeli, dar îl felicit că a reușit să dea două goluri. S-o țină tot așa. Dacă rămâneți la Cugir, anul viitor va fi un obiectiv ferm promovare. Cam de ce credeți că aveți nevoie în planul fotbalistic, la nivelul lotului, pentru a vă putea îndeplini visul de a promova? Da, important e să rămână nucleul care s-a format. Bineînțeles, unii... Că Tiut pleacă la FC Botoșani. Asta e. Bravo lui. Mă bucur că un jucător merge mai sus. Sper să se impună, pentru că e un portar talentat. Am spus-o și când, de la început, de când a venit. Eu i-am dat toată încrederea mea. Pot să spun că a fost un portar pe care eu m-am bazat și a dat satisfacție. Revenim la problema de fond cu lotul. La problema de fond, deci trebuie să rămână lotul, cum să spun, nucleul care s-a format. Pe lângă el mai trebuie adus jucători, bineînțeles, de o anumită valoare, în funcție de ce se vrea. Dacă se vrea promovarea, trebuie jucători buni, care să reziste la anumite presiuni. Pentru că atunci o să pleci de la început, bă, vreau să promovez. Nu mai e. Toată lumea o să mobilizeze, să joace cu tine, bă, vine cu girul care vrea să promoveze. Că noi la început nu ne-au luat nimeni seama, ce zic, ăștia abia acum ori promovat, bla, 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 bla. Fără nominaliza un jucător care poate să mergi în campionatul acesta, pe care a grijat, în care a investit pe creierele care i-a cadut, nu s-au ridicat la standarde dorite? Păi nu neapărat dorite, v-am spus, datorită jucătorilor am ajuns aici. Se pare că locul 3 a fost, cum să spun eu, maxim pentru echipa care am antrenat. Am mai spus-o și o repet. Dacă mai mulți jucători, cum să spun eu, se ridicau la standarde, cum spui tu, poate eram pe locul 1 acum. Dar, în general, atâta s-a putut, din punctul meu de vedere, la... Am mai spus sau cred că am scos maxim din această echipă. Împreună cu mine, încă o dată, deci nu mă... Promovare meritată a puncotei. Nu neapărat meritată. Eu zic că totul s-a jucat la momentul în care ne-a bătut în minutul 95 pe noi 2-1. Dacă se termina 1-1, cred că altfel stătea lucrurile. Dar de acolo la noi s-a rupt tot. Am pierdut în minutul 95. Sebiș ne-a galat în minutul 93. N-am reușit să-i batem pe Oșorhei acolo și am avut foarte multe ocazii. Baia Mare ne-a galat în minutul 85 și cam așa s-a scris istoria play-off-ului.
Când vei da o răspuns pe în privința contului de aici? Mamă, mai nebunit, nu mai că știm și noi, că avem, avem rușalile, că știm cum mai după mai rusali, să fim liniștiți, s-a terminat campionatul, vedem. Deci, nu e că pe una viitoare una în care eu vei pune punctul? Nu, normal. Și stăm de vorbă, vedem ce s-a făcut bine, nu? De lumea e nemulțumită, nu se știe niciodată, nu? Mulțumim. Și eu vă mulțumesc.